Institutul are și acest bazin de hidrokinetoterapie. A fost construit în anul 2014, însă a funcționat mai puțin de o lună de zile. De atunci, aici nu s-a mai întâmplat nimic. Această bicicletă acvatică zace pe podeaua bazinului, deși ar putea salva sute de pacienți care au nevoie de recuperare. Noul manager caută acum soluții să pună în funcțiune în câteva săptămâni bazinul și să angajeze personal pentru toate tipurile de terapie.